Șirul acțiunilor de ecologizare a râurilor continuă în județul Mehedinți. Topolnița are nevoie de tine, implică-te, este o nouă activitate organizată ieri în cadrul Săptămânii Apelor. Combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor a fost înțeleasă de către mehedințeni, întrucât la evenimentul organizat ieri în localitatea Cireșu, pe lângă organizatori, au fost prezenți 35 de participanți, printre care și tineri voluntari. Acțiunea Topolnița are nevoie de tine, implică-te, a fost organizată cu scopul de a informa și conștientiza cetățenii cu privire la cât de important este să păstrăm albiile râurilor curate. Activitatea de ieri s-a desfășurat pe raza localității Cireșu, fiind o altă acțiune de ecologizare din seria de evenimente cuprinse în Săptămâna Apelor. Iar inițiatorii la nivelul județului privind ecologizarea râurilor au fost nimeni alții decât reprezentanții Geoparcului Platoul Mehedinți. În parteneriat, bineînțeles, cu asociația Mod of Life. Bine ați venit pe plaiurile Geoparcului Platou Mehedinți. Astăzi ne aflăm între două evenimente, Ziua Internațională a Râurilor și Ziua Mondială a Apei. Fapt pentru care am avut o acțiune de ecologizare și încercăm pe cât putem să conștientizăm populația de importanța nu doar a calității apei, și a cantității apei, pentru că apa la momentul ăsta este vitală. Ca și locație ne aflăm pe albia râului Topolnița, un râu deosebit de important pentru noi și pentru mehedințeni în general și nu numai. Este râul care a săpat una dintre cele mai frumoase și spectaculoase peșteri din țară, peștera cu același nume, peștera Topolnița. Am dorit din tot sufletul, încă o dată și poate mă repet, ca populația să conștientizeze importanța păstrării albiilor râurilor curate, să nu mai arunce gunoaie și deșeuri pe marginea râurilor, și să devenim un pic responsabili. Ne aflăm astăzi la o nouă acțiune organizată de Asociația Mod of Life în colaborare cu Geoparcul Platoul Mehedinți. Împreună încercăm să sărbătorim Ziua Mondială a Apelor, care se sărbătorește în fiecare an pe 22 martie. Astăzi, împreună cu biologii și speologii de la administrația Geoparcului, o să avem ateliere interactive legate de fauna și flora existentă pe malul râului Topolnița. O să facem o incursiune cu ambarcațiunea pe apă atât cât se poate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acțiunea se înscrie în seria de evenimente Săptămâna Apelor, pe care o organizăm începând cu data de 12 martie până pe 22 martie în cadrul proiectului cu apele curate organizat de Asociația Mai Mult Verde. Pe lângă strângerea de peturi, deșeuri și resturi menajere de pe marginea râului Topolnița, participanții au avut parte de o serie de activități. Aceștia au participat la o incursiune cu barca și caiacul pe râul Topolnița până la intrarea în peșteră, unde biologii le-au făcut cunoscute celor prezenți lumea speciilor protejate de plante, pești și lilieci ce trăiesc în această zonă. Un efect negativ asupra debitului râurilor din zona de munte îl are defrișarea pădurilor și schimbările climatice. Odată cu schimbările climatice, an de an, stratul de zăpadă este tot mai subțire. În acest fel, debitul râurilor nu mai este constant. Pădurea are rol de a reține apa și de a o da treptat râurilor. Astfel, debitul menținându-se constant, stratul de zăpadă la fel, odată cu dispariția pădurilor, în anotimpul ploios, apa se revarsă, vine cantitate foarte mare, se revarsă, apar și inundații. Calitatea, dar și cantitatea apelor din Mehedinți depinde în mare măsură și de implicarea cetățenilor în activitățile de ecologizare. La acțiunea de ieri au fost 35 de participanți, printre care și tineri voluntari, care s-au implicat activ în ceea ce privește ecologizarea și curățarea râului Topolnița. Traseul de astăzi a fost un extraordinar, nu mă așteptam. Am venit cu gândul să facem câteva urcări, câteva obstacole, dar a fost peste așteptări. Vreau să merg la cât mai multe trasee. În vară plănuiesc să merg și pe vârful Domoglet la Herculane și cât mai multe trasee. Am făcut și o mică ecologizare întâmplătoare și cam asta a fost. A fost o experiență unică pentru mine. Chiar vreau să mai particip la mai multe trasee și în legătură cu mediul am apucat să strângem și câteva
gunoaie de acolo de sus, cât sa ce am avut și cât am putut. Da, chiar a fost puțin greu pentru mine, pentru că nu sunt obișnuită, dar chiar mi-a plăcut. Prezent la acțiunea de ieri a fost și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu. Acesta fiind și președinte al Comisiei de Ape și Păduri din Senatul României, a dat dovadă de-a lungul timpului de implicare în ceea ce privește combaterea poluării apelor. Alături de el a fost și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, care de asemenea s-a implicat în bunăstarea mehedințenilor. Cei doi socialdemocrați doresc ca mehedințenii să înțeleagă faptul că menținerea și păstrarea unui mediu curat înseamnă de fapt sănătatea publică. Astăzi sărbătorim apele din întreaga lume și evident din România, Ziua Internațională a Apei, a Râurilor, și în calitate de președinte al Comisiei de Ape și Păduri din Senatul României am ținut să fiu astăzi aici alături de organizatori pe care îi felicit, Asociația Mode of Life, care iată continuă seria manifestărilor de ecologizare a râurilor din județul nostru și, bineînțeles, alături de ei, gazdele noastre, cei de la Geoparc Platou Mehedinți, îl felicit pe domnul Claudiu Cenușe, directorul de aici, care iată că a reușit să organizeze o acțiune extrem de utilă și de importantă. Pe lângă ideea de ecologizare a acestui frumos râu, Topolnița, care în proximitate intră chiar în peștera Topolnița și care va parcurge circa 800 de metri în interiorul peșterii. Deci în afară de faptul că suntem astăzi aici, semnalul pe care dorim să-l dăm către toți cetățenii, către toți locuitorii județului Mehedinți este că avem nevoie de ape curate, avem nevoie să păstrăm un mediu ambiat corespunzător pentru a lăsa moștenire urmașilor noștri aceste râuri minunate și frumoase. În această zonă sălbatică te umpli de energie și dacă reușim să facem și un lucru bun și să dăm și un semnal bun pentru concetățenii noștri, eu consider că această acțiune este una reușită care și-a atins scopul. Sunt astăzi aici împreună cu colegul meu, domnul senator Liviu Mazilu, pentru a celebra pe 22 martie Ziua Mondială a Apei. Bineînțeles că suntem plăcut impresionați de natura județului nostru. Și după cum bine știm, cel mai important factor de dezvoltare al județului nostru cred că este dezvoltarea turismului în județul Mehedinți. Suntem aici, în spatele nostru se află peștera Topolnița, un obiectiv foarte important pentru județul Mehedinți, un obiectiv care este declarat monument al naturii, care este a doua peșteră din România și a 17-a din Europa ca și mărime. Este un punct de plecare, zic eu, în județul nostru, pentru dezvoltarea turismului. Suntem alături de dezvoltarea turismului din județul nostru și pe această cale țin să felicit pentru organizarea acestei zile și acestei celebrări Asociația Mood of Life, precum și activitatea continuă a Geoparcului Platou Mehedinți, care zi de zi cutreieră județul nostru și arele protejate pentru a desfășura activitatea în folosul naturii și a cetățeanului. Pentru propria sănătate, cetățenii trebuie să păstreze apele curate nu doar de Ziua Mondială a Apei, ci în fiecare zi a anului.